Theo Ross dezvăluie adevărul despre cearta cu Irina Rimes. Stați până la finalul clipului să aflați ce s-a întâmplat între ele și nu uitați să lăsați un like și un subscribe pentru a susține canalul. După ce Irina a spus asta despre Theo la Vocea României, oameni care de acum încolo să facă asta, ce am făcut și eu, sunt prăștie din lumea asta. Cu sclipici. Adică ce vrei, să o duci în lotărie? Nu, mă, asta ai înțeles tu? Asta ai înțeles tu din lumea mea? Mamă, da, cred că noi toți n-am înțeles un pic, cred că... Eu am înțeles, să știi. Ia, explică. Mă atacă acum, că cu asta o să mă atace, știi, că n-avem ce să facem, asta e crucea noastră. Hai. De ce? Presa și oamenii au început să-i scrie asta pe rețelele de socializare. Moldoveancă, scârbă, proastă, du-te la tine acasă, marș, fă, ia mâinile de pe valorile noastre. Nu. Asta trebuie să se oprească. Nu văd de ce ar trebui să sară lumea pe mine, având în vedere că Theo nu a plâns pentru că eu am jignit-o, ci pentru că am atins un punct sensibil. Și aici nu sunt eu de vină, aici este de vină opinia colectivă, care, ce credeți, greșeala vine tot de la voi. Theo a răspuns imediat la toată situația creată cu acest story. Termin filmarea, îi cer telefonul lui Gospo și zice: a, nu intra acum, stai să ajungi acasă, că s-a creat o super mare vâlvă pe subiectul pe care l-ați discutat aseară în ediția de Vocea României. A preluat și presa și au înjurat-o oameni pe Irina și s-a creat o chestie de asta. Pot să vă garantez că nimic nu s-a întâmplat acolo din răutate. Mie îmi place de Irina, ei îi place de mine, știu sigur că îi place, că... Dar voi credeți că Theo are dreptate? Lasă în comentarii părerea ta.